doamna Lidia Bărea, mulțumesc și din tine cum am vrea pentru extraordinarul sprijin și înțelegerea pe care am vorbată. Mulțumesc și pentru faptul că au putut să doneze fondurile obținute prin vânzarea acestei cărți până asociații private care se ocupă de copii orfani sau de copii abandonați. Câteva cuvinte, nu mă voi întinde foarte mult, pentru că am scris această carte și lăsați să o citiți. E mai important ce se spune doctorul Iorgian și ce se spune Valeriu Nicolae. Vreau să vă spun doar că această carte a apărut după un parcurs pe care l-am făcut alături de echipa mea și vreau să le mulțumesc aici Ștefanie Zimor, pe care nu au fost, vreau să mulțumesc lui Vișilor Pălam, vreau să mulțumesc lui Andrei Budu, vreau să mulțumesc lui Răzvan Petrău. Au fost și alții care m-au ajutat în această perioadă foarte dificilă. Pentru mine, pentru că a trebuit să au contact direct, nemijlocit, cu suferința adunată de ani de zile a unor copii care locuiesc în centrul de plasament. Sunt, în bună parte, instituții închise, instituții despre care pot să spun că readuc un univers concentrațional prin mijlocul în țări libere, instituții în care există izolatoare, există camere în care ei sunt pedepsiți să stea până la 8 săptămânile fără să mănânce sau în când izolat. Este un univers în care indisciplina se tratează cu calmante, se tratează cu neuroleptice, se tratează cu excluziune socială, mai mult decât o aduce aceea ca fie un copil abandonat în România. Se tratează cu deseori cu o școală organizată, nu la școală, ca toată lumea, ca toți copiii, ci o școală organizată în interiorul centrului, cu câțiva copii, și aceea cum Doamne Dumnezeu și-o de copii. Un univers din care acești copii ies uneori acompaniați de educatori sau de pedagogi, dar nu foarte des. Un univers în care nu se pătrunde ușor, în care pătrund numai anumite persoane, anumite asociații care reușesc să acorde sprijin și ajutor acestor copii și care pentru acest lucru trebuie să păstreze o distinție absolută asupra ceea ce văd în jurul lor. Un univers în care legea o face cel mai puternic, cel mai puternic de totdeauna șeful de centru, dar deseori cel mai puternic poate să fie și unul dintre tinerii sau copiii la o vârstă mai mare care sunt internați în acest centru. Un univers în care există foarte multă violență, un univers în care există foarte multe abuzuri. Abuzuri fizice, abuzuri emoționale, abuzuri sexuale. Am întâlnit foarte mulți tineri care m-au mărturisit că au fost victima unor abuzuri sexuale în interiorul centrului, săvârșite fie de personalul de îngrijire, fie chiar de unul dintre copiii tinerii mai mari. Un univers din care România a încercat să scape prin sistemul de asistență maternal care a apărut după 2005, pe ideea că e mai bine ca acești copii sau unii dintre ei să stea în familie, chiar dacă stau la țară, decât să stea în aceste centre de plasament care pe vremea aceea aveau și de copii. O soluție care a părut să fie o soluție bună la acel moment, dar care este o soluție în continuare despre care știm foarte puține lucruri. Nu am fost în asistență maternală, nu am putut intra în familiile unde copiii sunt ținuți pentru a unor salarii și a unor indemnizații de plasament, destul de substanțiale, dar am avut mărturia de unor copii care stau sau care au stat în asistență maternală. Și pot să vă spun că multe din aceste familii care niciodată se găsesc la țară, se săvârșesc aceleași abuzuri ca în centrele de plasament. Acești copii sunt trimiși la muncă forțată, acești copii, mulți dintre ei sunt împiedicați să meargă la școală, acești copii sunt deseori victima unor violențe și unor abuzuri emoționale de tot felul. Am întâlnit copii care
pregătiți crud toată adolescența lor pentru a accepta să meargă de pildă la slujbe în medii neoprotestante. Chiar dacă ei nu-și doreau acest lucru, au fost forțați prin o violență religioasă să adopte convingerile și confesiunea familiei de clasament, cu toate că Convenția Internațională a Drepturilor Copilului prevede în mod explicit libertatea religioasă a copilului. Copilul trebuie să aibă libertate religioasă, așa cum trebuie să aibă libertate pur și simplu. Aceste familii de clasament deseori se substituie într-un mod tiranic și lipsit de orice fel de discernământ părinților, în schimb unor salarii care încă o dată sunt destul de generoase. Inspecția pe care direcțiile județene de îngrijire a copilului ar trebui să o facă și unor o face o dată la o lună, la două luni, la trei luni, este în foarte multe situații o inspecție formală, o inspecție coruptă, o inspecție care se lasă cu sacoșe de produse naturale cu care inspectorul pleacă de la familia de clasament. Rare ori e cele să vadă pe copilul clasat, să stea de mână cu copilul clasat, să ia de la copilul clasat direct o părere, un sentiment, un cuvânt despre felul în care acest copil trăiește în familia de clasament. Familiile de clasament nu au fost o soluție miracolă. Au fost o soluție, dar o soluție care trebuie în continuare cântărită, monitorizată și ameliorată. Am trimis acest raport în fiorător cu multe mărturii luate din vizite, luate din ceea ce mi-au povestit tinerii, în cursul vizitelor și aduc o vizită, mail-ul pe care l-am primit, semne de încurajare și de sprijin din partea societății civile. L-am trimis ministrul de resort, l-am trimis ministrul muncii, sub grija căreia, sub responsabilitatea căreia se află toate direcțiile generale de protecția copilului din țară. L-am trimis ministrul educației, sub grija căreia, sub răspunderea căreia se află toate școlile speciale, în care mulți din acești copii care sunt introduși, în care se introduce un grad de handicap, o formă de dizabilitate, fără ca neapărat această formă să existe, sunt trimiși în școli speciale, în școli în care nu se învață nimic, în care se învață foarte puțin, în care se învață tabla mulțimii în clasa 8-a, în care copiii sunt ținuți ca un fel de grădină zoologică închisă, cu tăieți înalți, într-o curte în care se află și centrul de clasament și școala specială. Am primit acest raport Ministrului Sănătății pentru a semnala că forma de psihiatrie care, prin o conivență generală a pedopsihiatrilor români, nu se mulți, 110-120 în toată țara, tratamentele psihiatrice care se aplică acestor copii, faptul că ei sunt spitalizați în spitale de psihiatrie și că odată ce ies de acolo primesc un tratament foarte dur cu neuroleptice, ca și cum ar fi schizofrenie, ca și cum ar avea boli irecuperabile. Și că aceste tratamente, în loc să fie înlocuite treptat de psihoterapie și de o grijă particulară pentru acești copii, este consfințit prin ștambilă, prin parafă și este continuat ani de zile până când copiii ajung să părăsească centrele de clasament la 18 ani. Cu prețul unor eșecuri școlare normale, pentru că sunt copii care dorm pe ei, iau câte 3 medicamente de până de câte 3 ori pe zi. Am văzut situații în care copii care studiau vioara, care mergeau la o școală de muzică, care cântau, care simțeau astfel încât să cânte la vioară și reușeau să cânte la vioară din pricina indisciplinei și din pricina faptului că spuneau prea multe lucruri din ce se află în aceste centre de clasament, au fost duși la psihiatru cu forța, au fost instalați pe tratamente de neuroleptice, au fost
smulși din școala în care studiau vioara, au fost aruncați în niște sate, unde erau niște școli elementare și li s-a confiscat vioara. Și au stat 2-3 ani cu capul de bandă, dormind aproape tot timpul, devenind niște legume. Și am văzut pe unul de acești copii revenindu-și în mod miraculos în momentul în care tratamentele psihiatrice au început. Am trimis deci raportul și Ministerului Sănătății. Am trimis acest raport președintei Autorității Naționale de Protecție a Copilului și Adopției. Persoana care are sub răspunderea ei tot sistemul de protecție și dobrotire a copilului din România. Am trimis acest raport însoțit de 4 pagini de recomandări pe care o să le găsiți și în textul raportului, dar sunt recomandări făcute pe teren, făcute de un om fără o pregătire de asemenea, care a stat de vorbă cu specialiști, cu psihologi, cu medici, cu psihiatri, cu educatori, cu profesori. Am trimis raportul primului ministru al României, doamnei Viorica Dăncilă, rugându-o să numească un comitet interministerial de acțiune, astfel încât aceste constatări să nu rămână doar o carte, să se transforme într-o acțiune a Guvernului, pentru că Guvernul României are în răspunderea lui grija, ocrotirea, dezvoltarea acestor copii care au fost lăsați în grija asta. Au trecut mai bine de 5 săptămâni de când am trimis toate aceste lucruri, n-am primit niciun răspuns. Este foarte îngrijorător că de la precedentul raport care a fost redactat de UNICEF și care a apărut acum 3 ani și care a avut și el o serie de constate, până la apariția acestui raport al unui senator al României, nu s-a petrecut nimic de sistemul de protecție. Nu s-a luat nici cea mai mică măsură pentru a ameliora viața acestor copii. Acești copii continuă să suferă. Nu sunt auziți. Nu se poate intra acolo. Televiziunile nu pot intra acolo pentru că nu li se dă permisiunea să filmeze. Acești copii m-au rugat să-i ajut și strigă după ajutor. Acești copii se îmbolnăvesc. Acești copii se sinucid. Și noi nu reușim să facem nimic pentru a ameliora soarta lor. Sunt 53.000 de copii până la 18 ani în această situație română. Rata de abandon continuă să fie constantă la naștere și în primele luni după naștere. Numărul lor nu descrește în raport cu rata natalității din România. Este un fenomen general care a început de mult și care nu se oprește. Și avem pe conștiință ca societate 53.000